În ziua 18 a lunii septembrie, pomenirea preacuviosului părintele nostru Eumenie, făcătorul de minuni, episcopul Gortiniei. Acest cuvios părinte Eumenie a trăit pe la anii 550-600, călătorind din tânără vârstă pe calea cea strâmtă și lui Dumnezeu plăcută, pe care, mergând două sarcini grele, are omul a lepăda averea și poftele trupești. Drept aceea a lepădat cuviosul averea sa, împărțind-o la săraci, săturând pe cei flămânzi și îmbrăcând pe cei goi, după cuvântul Domnului către tâlharul care îl întrebase zicând: vinde averea ta și dă-o săracilor și vei avea comoară în ceruri. Deci, pe toate socotindu-le gunoaie, a alergat sprinten să afle și să urmeze pe Hristos. Tot așa a lepădat acest cuvios și grosimea trupului, supunându-și poftele sale cu nevoințele, cu înfrânarea, cu postul, cu rugăciunea, cu privegherea, cu ostenelile, și s-a făcut subțire, făcându-se de toată plăcerea cea trupească și de iubirea dulceților lumești, înfrânându-se de toate acelea care îngrașă trupul, îngrășând poftele și născând patimile. Nu și-a dat somnul ochilor săi, până ce sufletul și trupul lui, curățindu-se de patim, nu s-a făcut locaș Sfântului Duh. Și așa, lepădând amândouă sarcinile cele grele, una de avere și alta a mult pătimașului trup, s-a făcut lesnicios pentru petrecerea pe care calea cea îngustă, care duce la viața veșnică. Deci i s-a dat lui și darul propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu, împodobit cu multă înțelepciune. Iar când viața lui, cea îmbunătățită, strălucea ca o lumină și era multora de folos, a fost ales și ridicat la scaunul de episcop al bisericii din Gortina, unde, luminând ca un soare, păstorea biserica cu fapta și cu cuvântul, făcându-se pildă tuturor și fiind el și foarte milostiv, că Eumenie milostivul însemnează. Și i s-a dat lui și puterea facerii de minuni, încât era tată sărmanilor, bogăție săracilor, dătător celor ce cer, celor ce pătimesc împreună pătimitor și prea minunat făcător de minuni. A mers și la Roma ca un înalt luminător ce era, mânat de dorința de a propovădui Evanghelia, iar de acolo a mers în Tebaida Egiptului, aici ajungând pe vreme de secetă, în tot ținutul cu rugăciunile sale, pământul a primit ploaie îmbelșugată. Deci, după o îndelungată propovăduire în acest ținut și aducând multe suflete la lumina credinței lui Hristos, Sfântul Eumenie își sfârși în Tebaida șirul zilelor sale, putându-se la Domnul ca un bun slujitor din Evanghelie, iar moaștrile lui au fost trimise la locul lui de naștere, la Raxos, în Grecia. Într-o această zi, cuvânt din Pateric despre călugărul ce plângea în toate zilele. Un frate, îmbrăcându-se în chipul călugăresc, a mers și s-a sălășuit în muntele Nitriei. Însă era chilia lui aproape de alt frate și l-auzea pe el în toate zilele plângându-și păcatele sale. Deci, după ce multă vreme nu i-a venit și lui lacrimile, își mustrară sufletul zicând: oare nu vei plânge, ticălosule, și nu te vei mai tângui? Să mă crezi pe mine că măcar că nu voiești vei plânge. Și luând o vargă, să bătea pe sine pe trupul gol, până ce îi veneau lacrimile. Însă s-a întrebat fratele și s-a rugat lui Dumnezeu să-i arate lui de face bine, pedepsindu-se pe sine. Deci, într-o noapte, a văzut în somn pe fratele, cel ce locuia aproape, purtând cunună și stând în ceata mucenicilor, iar pe un oarecare bărbat privind și zicând:
vezi pe bunul mucenic și tu mântuiește-te pentru Hristos, ca și acesta și împreună cu mucenicii te vei încuruna. Într-o această zi, cuvânt despre milostenie, căci cel ce dă săracului, dă lui Hristos. Un om oarecare din Constantinopol era foarte milostiv, încât și pe ulițele cetății umblând el, mergea după dânsul mulțime de săraci, iar el se făcea ca și când îi gonea și îi îndepărta. Însă punea în mâinile lor milostenie. Și făcea aceasta voind să se tămăduiască de oameni. Deci, unul din prietenii lui credincioși l-a întrebat pe el cum s-a făcut milostiv. Și i-a spus lui Grăin, când era mic, ca de 10 ani, și am intrat în biserică să mă rog, am văzut pe un bătrân duhovnic, învățând poporul și spunându-i despre milostenie. Cel ce dă săracului pune în însăși mâinile lui Hristos. Iar eu am auzit și n-am crezut pe cel ce învăța, că gândea, eu am auzit că Hristos stă în cer de-a dreapta Tatălui. Deci, cum se află pe pământ precum învață acesta ca să ia ceea ce se dă săracilor? Iar acesta, gândind eu, m-am dus la casa mea și m-am auzit pe un sărac în haine rupte, mergând, iar deasupra capului său un chip al Domnului nostru Iisus Hristos. Și cum mergea săracul acela pe calea sa, iată un om milostiv l-a întrebat pe el și a dat lui o pâine. Și cum a întins mâna aceleia ce dă pâine, iată și chipul Mântuitorului care și-a întins mâinile sale spre mâinile celui ce dă pâine și a luat-o din mâinile lui și a binecuvântat pe acela. Deci, aceasta văzând-o, am crezut că acel ce dă săracului, cu adevărat lui Hristos dă. Dar eu încă și acum văd același chip stând deasupra capul săracilor și pentru aceea sunt cuprins de frică și fac milostenie după putere, pe cât pot. Într-o această zi, cuvânt despre viața ce va să fie, dintre ale fericitului Augustin. Scrie fericitul Augustin această istorie zicând, fratele meu Ghenadie, doctorul cel slăvit, s-a deprins de tinerețe a fi milostiv și mult îndurat, către săraci, precum însuși mi-a povestit. Și a venit lui o îndoială de la urătorul binelui vrăjmașul Grăin. Oare mai este altă viață după moarte? Și așa petrecea întristat. Însă milostivul Dumnezeu, nevrând să piară lucrătorul faptelor bune, a economisit în acest chip. Odată, culcându-se el pe patul său, ca să se odihnească, i s-a arătat în somn un tânăr prea frumos și a zis lui, vino după mine. Și mergând după adânsul, l-a dus pe el într-o cetate, unde se auzeau prea minunatele cântări și a întrebat pe tânărul care îl purta, ce este aceasta? Și a răspuns lui, aceasta, cântarea și veselia sfinților lui Dumnezeu. Și după aceasta și-a venit în sine și s-a deșteptat. Iar vrăjmașul iarăși se zicea, prin gând, că acestea sunt niște năluciri. Deci, culcându-se a doua oară noaptea, întristat iarăși, și s-a arătat lui același tânăr și l-a întrebat, oare mă cunoști? Iar el a răspuns, tare bine te cunosc. Și l-a întrebat, dar unde m-ai văzut? Și a zis Ghenadie, nu de mult te-am văzut, că m-ai dus și m-ai purtat într-o cetate, ne se auzeau cântări dulci și veselii. Și l-a întrebat, în ce chip m-ai văzut? În somn sau aievea? Și a răspuns, în somn. I-a zis tânărul, bine ai grăit, că și acum în somn mă vezi. Și a răspuns Ghenadie, știu, cu adevărat, că și acum sunt în somn și te văd. Deci l-a întrebat îngerul, unde, dar, este acum trupul tău? A răspuns, în cămara mea. L-a întrebat iarăși, au, știi tu că acum ochii tăi sunt închiși și fără simțire în trupul tău și nu văd nimic? I-a răspuns, știu tare bine. Iar el i-a zis, deci, dar cu care ochi mă vezi tu acum și privești la mine? Ghenadie sta uimit și nu știa ce să răspundă.
Îngerul a început a-l dojeni și a-l învăța zicând, ochii tăi și trupești acum sunt nesimțitoși, nu pot să vadă, iar aceia cu care privești la mine sunt alți ochi. Și când vei muri, atunci, fără ochii cei trupești, ai să vezi și ai să viețuiești și toată știința și cunoștința o să o ai. Iată de acum să pui început bun și să nu te mai îndoiești de viața cea după moarte. Și zicând acest cuvânt, îngerul s-a făcut nevăzut, iar el s-a trezit. Și de atunci până la moartea sa, n-a avut nicio îndoială în inima sa. Iarăși, asemenea, acestea ne istorisește Sfântul Augustin zicând, am auzit de la Mihail însuși că i s-a întâmplat a auzi acestea de la unchiul său, ce se cheamă tot Mihail, care, iubind mult filozofia, se îndeletnicea mult cu învățăturile lui Platon și cu alte semne filozofii și câștigase mare prieteșug cu Marsile, bărbatul cel care învăța și spori în faptele cele bune. Și acești doi, Mihail unchiul său și Marsilie, de multe ori se îndeletniceau cu vorbe adânci filozofiești, iar odată după obicei, intrând iarăși în noime adânci filozofiești și întrebându-se Marsilie, a adus vorba și despre viața cea fără de sfârșit, ce are să se descopere după moarte. Și din multă vorbă ce a fost, au venit la atâta neînțelegere că au dat mâna unul cu altul și cu jurământ au întărit că oricare din ei va muri mai înainte să vie să arate celui ce a rămas. Spre mai bună încredințare. Și-a mers Marsilie la locul său, în cetatea Florența, și a trecut vreme îndelungată. Odată Mihail, îndeletnicindu-se în învățăturile sale acasă, deodată a auzit o alergare de cal, care a stat lângă ușa lui, și s-a auzit glas strigând, Mihaile, Mihaile, toate cele vorbite de noi sunt adevărate! Și sculându-se, Mihail a deschis fereastra și a văzut pe un bărbat îmbrăcat în totul alb și călare. Și cum l-a văzut Mihail, îndată a tors capul și se ducea. Și a început a striga Mihail după dânsul zicând, Marsilie, Marsilie! Și s-a făcut nevăzut. Și Mihail s-a înfricoșat foarte de acestea și începând a cerceta cu deamănuntul despre Marsilie, a aflat că ziua și ceasul acela în care i s-a arătat Marsilie s-a fost mutat către Domnul în cetatea Florența. După aceea, Mihail, lăsând deșartă filozofia, se îngrijea de viața cea veșnică. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.